Iubiți frați ne bucurăm ca să fim din nou împreună cu Biserica Domnului Iisus Hristos, cu iubiții Domnului și haideți împreună cu toții să ne ridicăm în picioare și să dăm citire la Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu. În această dimineață, dacă Dumnezeu ne va ajuta, vom continua ceea ce nu țin minte dacă am început-o înainte de de anul nou sau după anul nou, dar oricum este vorba despre mesajul care l-am început, despre vegheria biblică. Și în acest sens, haideți să deschidem Cuvântul Sfânt în Vechiul Testament, întâi la Deuteronom, capitolul 18, unde vom citi câteva versete, versetul 9 la versetul 14, iar apoi vom citi câteva versete din textul nostru din Iosua, capitolul 23, începând cu versetul 11. Și ultimul text este doar un singur verset din 1 Ioan, capitolul 4, versetul 1. Voi repeta aceste pasaje când le voi citi. Primul pasaj se află în Deuteronom, capitolul 18 începând cu versetul 9. Haideți să ascultăm cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora, să nu fie la tine nimeni ca să treacă pe fiul său și pe fica sa prin foc, Nimeni să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să intre pe cei ce cheamă duhurile sau, sau dau cu ghicitorul, cu, ghi cu ghiciocul. Ghioc. Ghiocul! Ah. Nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul, totului, tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei zgoni, ascultă de cei ce citesc în stele, de ghicitori, dar ție, Domnul, Dumnezeul tău, nu îți îngăduie aceste lucruri. Al doilea text din Iosua, capitolul 23, începând cu versetul 11 până la versetul 12 inclusiv. Vegeați dar, culoarea minte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Dacă vă veți abate și vă veți alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorie și dacă veți intra în legături cu ele și Vesetul 13, să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci ele vor fi o cursă și un laț, un bici în coaste și niște spini în ochi, până veți pieri din fața acestei țări bune pe care va a dăruit-o Domnul Dumnezeul vostru. Și ultimul pasaj care se află în Noul Testament, din 1 Ioan, capitolul 4, versetul 1. Prea iubiților, deci biserici, prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Amin. Haideți să închidem ochii, vom pleca capul și mă voi ruga Domnului. Tată, înaintea ta venim și în dimineața acestei zile, cu bucurie în inimă că ești Domnul și Dumnezeul nostru, înviat și viu în vecii vecilor. Îți mulțumim pentru harul de a ne aduna împreună, de a-ți aduceție glorie, cinste și slavă, că ești singurul Dumnezeu care meriți gloria, cinstea și onoarea pentru cine ești tu. Îți mulțumim din toată inima în această dimineață pentru cuvântul tău cel sfânt, care și în această zi este viu și lucrător. Este cuvântul tău, este adevărul tău. Doamne, stând înainte acestui cuvânt, ne vedem nevrednicia noastră. Vedem incapacitatea noastră, de aceea te rugăm din toată inima, lasă ca harul tău în această dimineață să fie peste noi. Avem nevoie de înțelepciune care vine de la tine, avem nevoie de mustrare care vine de la tine, avem nevoie de corectare și de înțelepciune, Doamne Iisuse, în neprihănire, te rugăm, dă o prin cuvântul tău și în această dimineață. Trăim într-o dependență totală de tine, de aceea te rugăm, binecuvântă poporul tău, poporul răscumpărat prin sângele tău cel sfânt, și lasă ca și în această zi mângâierea Duhului Tău cel Sfânt să fie și să rămână cu noi, în noi și peste noi. Te binecuvântăm și te preamărim, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Ocupăm locul. Iubiților, în această dimineață, așa cum am notat anterior, ne vom uita în continuare în Cuvântul lui Dumnezeu la un mesaj deosebit de important pentru Biserica Domnului Isus Hristos. A fost important în orice vreme, dar parcă niciodată ca și astăzi, și anume vegheria biblică. Data trecută când ne-am adunat împreună și ne-am uitat la acest subiect, am văzut cât de important este în ce privește vegheria biblică să ne păzim inima noastră, pentru că atât de ușor se abate inima noastră de pe calea Domnului. În această dimineață, fără a face multă recapitulare de ce am acoperit data trecută, haideți să ne uităm la o altă metodă biblică, la o altă prescriere biblică, prin care Cuvântul Sfânt ne învață cum să veghem din punct de vedere biblic. Și al doilea lucru la care va trebui să ne oprim în dimineața aceasta este vegherea biblică prin a nu ne gândi că nu putem fi duși în eroare. Este tentant ideea că suntem mai deștepți decât alții, mai spiritual decât alții și mai pocăiți decât alții. În dimineața acestei zile vom vedea că nu avem voie ca și popor sfânt iubit de Domnul să subestimăm puterea celui rău în a ne amăgi. Este versetul din Scriptură care s-a citit, din Iosua, capitolul 23, de la versetul 12 și 13, ne arată și ne dă un sumar de conceptul abaterii în Vechiul Testament. Ne vom uita în câteva minute și vom parcurge ce înseamnă abaterea în Vechiul Testament, apoi vom vedea ce înseamnă abaterea prin amăgire în Noul Testament și apoi vom intra în forma actuală în care se află lumea de astăzi cuprinsă într-un duh de amăgire. Și vom vedea că este, din nefericire, mai aproape de casele noastre decât ne-am gândit, poate, până acum. Conceptul abaterii în Vechiul Testament. Observați versetul 12 din Iosua, capitolul 23. Dacă vă veți abate și vă veți alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi dacă vă veți uni cu ele prin căsătorii și dacă veți intra în legături cu ele aceste cuvinte au fost rostite de Dumnezeu către poporul Israel după ce deja au auzit predica lui Moise din Deuteronom, capitolul 18, care i-a interzis categoric să practice practicile păgâne din popoarele care erau în țara Cananului. Deja au cucerit țara, Deja au văzut puterea Domnului și a Dumnezeului lor, au văzut semne și minuni, au avut mărturii de netăgăduit că singurul Dumnezeu este Domnul. Și totuși, și totuși, la sfârșitul vieții lui, înainte de a trece pe calea tuturor care sunt pământeni, înainte de moartea lui, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin gras profetic, amenințează, trezește, previne pe poporul Israel și le spune dacă vă veți abate și vă veți alipi de neamurile acestea, să știți că nu va fi bine. Amăgirea va merge din rău în mai rău. Conceptul de abatere în Vechiul Testament, cuvântul folosit este ta șubu care vine din cuvântul shub, care înseamnă să te întorci înapoi. To go back. Să te întorci înapoi pe calea cea veche. Observați unde acest cuvânt este folosit. Numeri, capitolul 14, versetul 43. Căci amalecicii și cananiții sunt înaintea voastră și veți cădea uciși de sabie. Și cuvântul sfânt spune, odată ce v-ați abătut, turn back, odată ce v-ați abătut de la Domnul, Domnul nu va fi. Cu voi. Observați consecința primară a abaterii. Pierzi legătura, călăuza și binecuvântarea Domnului. Dar iubiților, ei au crezut că vom învinge. Au crezut că au avut un glas profetic din partea Domnului. Du-te înainte! Dar n-a fost așa. Abaterea produce orbire din punct de vedere spiritual. Numeri 32, 15. Căci dacă vă întoarceți de la el, rădăcina acelui cuvânt este folosit, turning back, dacă vă întoarceți de la el, el va lăsa mai departe pe Israel să rătă cească în pustie și veți aduce pierderea poporului acestuia întreg. Dacă un părinte permite abaterea aceasta, dacă cei care, sunt, care suntem puși înaintea poporului permitem abaterea, întoarcerea înapoi de la cuvântul și de la Evanghelia pură a Domnului Isus Hristos, Domnul din nefericire, o formă a judecății este că ne lasă în pornirea inimii noastre. Nu? Este Saul care spune, am ascultat de glasul Domnului a poporului. Un pericol în Vechiul Testament. 1 Samuel, capitolul 15, versetul 11. Domnul Dumnezeu spune, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat înaintea Domnului. Un împărați nouă la 6 ca să ne deie nuanța completă a acestui cuvânt în, în puține, în puține uh, 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 versete. Observați, Domnul Dumnezeu după ce spune și rostește binecuvântarea asupra, asupra casei Domnului, asupra templului sfânt, zidit de Solomon. Spune, dar dacă vă veți abate de la mine, un împărat începând cu capitolul 9, versetul 6, dar dacă vă veți abate de la mine, voi și fiii voștri, și dacă nu veți păzi poruncile mele și legile mele pe care le-am dat și dacă vă veți duce să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor, voi nimici pe Israel din țara pe care i-am dat-o. So no one is immune. Am I immune? Nu. No. Este părtinitor Dumnezeu? Nu. No. Uh, voi lepăda de la mine casa pe care am, am sfințit-o numelui meu. The temple. Is the temple immune? A fost o investiție enormă de lucru în templu? A fost o investiție enormă de bani în templu? O încărcătură spirituală în templu? Absolut! Prezența Domnului s-a arătat și s-a manifestat acolo. Dar Solomon spune că Dumnezeu nu poate fi cuprins într-o casă. Și închinătorii adevărați se vor închina Domnului în orice loc, dar cum trebuie să fie? În Duh și în adevăr și în niciun caz în abatere. Mergând mai departe, versetul 8. Și oricât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va fluiera și va zice. Pentru ce a făcut Domnul așa țării acesteia și casei acesteia? Răspunsul. Și ei se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor. Asta este conceptul abaterii într-o formă sumară. Dar nu este vorba doar de abatere, ci este abatere împreună cu alipire, care din nou cuvântul în limba ebraică înseamnă a te alipi, a rămâne aproape, a te uni cu neamurile acestea rămase printre voi. Unii prin căsătorie, Alții prin legături în care îi lași să aibă un impact asupra gândirii tale. Conceptul abaterii prin amăgire în Noul Testament este continuat din nefericire chiar în timpul Noului Testament, chiar după moartea și învieria Domnului Isus Hristos. Biserica Domnului, care are prezența Duhului Sfânt, care are cuvântul sfânt în, în mijlocul ei, este o biserică care este atenționată de, re, de uh, multe, uh, de nerepetate rânduri, de Domnul Iisus Hristos și, de bineînțeles, de Duhul Sfânt prin Sfinții Apostoli, în felul următor. Matei 24 cu 4, drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Nu sunt cuvintele mele, nu sunt rostite păgânilor, ci sunt rostite ca parte din discursul Domnului Isus Hristos, ca semnele care vor preceda a doua venire a Domnului Isus Hristos. Observați, drept răspuns, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Matei 24 cu 5, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Matei 24 cu 11 se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela, amăgi, cauza să, va cauza să se abată de pe calea Domnului, vor înșela pe, nu puțin, ci o aproape o lume întreagă. Is there an, do we have an issue? Este o problemă care o, care și o spune Domnul Isus Hristos. Matei 24 cu 24. Că se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni. Prin ce vine amăgirea? Signs and wonders? Hmm. Signs and wonders, vor face semne mari și minuni. Cerul va coborî pe pământ, vor spune ei. Până acolo, încât să înșele dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Cuvântul în Noul Testament pentru amăgire, pentru uh, uh, acest concept care, despre care am vorbit, despre care s-a citit, este cuvântul planaho. Definiția lui este a face să rătăcească, a rătăci, a înșela, a ieși din cursul în care te-ai înrolat, a te abate de pe calea adevărată a băjbăi în eroare, rătăcire, a fi indus în eroare. Sunt multe cuvinte care exprimă amăgirea în Noul Testament, doar formele acestui cuvânt, planaho, sunt folosite de circa 39 de ori. Credeți că este un lucru de importanță secundară? Nici de cum. Domnul Iisus Hristos, după cum am citit în Matei, capitolul 24, de patru ori menționează acesta ca fiind un semn al revenirii Lui mai multe texte, fapte 20, 20, 28 la 32, 1 Corinteni 6 la noi și N texte din, din Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu. Observați 2 Timotei, capitolul 3, versetul 13. Doar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău. Vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Se întâmplă ceva cu amăgirea aceasta. Cu cât permiți amăgirea să intre în viața ta, cu atât mergi mai profund în ea. Și cu atât este mai greu să ieși. It's like quicksand. If you don't seek help to get out and get out quick, it's going to engulf you. Um, Evrei, capitolul 3, versetul 10. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele. Textul din Evrei, capitolul 5, versetul 2 la 3 ne spune că și noi, care suntem puși să veghem, ca și, ca și slujitori ai Evangheliei, avem tendința din inima noastră care este coruptă, da, spălată prin sânge sfânt al Domnului Isus Hristos, dar tot trăim în firea aceasta pământească de care dorim să ne scăpăm și ne vom scăpa într-o bună zi. Dar până atunci avem datoria sfântă să vegem asupra căii noastre. Acum, iubitilor, după ce am văzut conceptul în Vechiul Testament al abaterii, după ce am văzut conceptul abaterii prin amăgire din Noul Testament, haideți să ne uităm la subtilitatea realității abaterii în mijlocul creștinismului contemporan. Voi vorbi în dimineața aceasta de, după această un, un pic mai lungă introducere. Voi vorbi despre un subiect care este foarte aproape de inima mea. Și anume abaterea în copii. Pentru că începe în copii. Din curiozitate, câți din dumneavoastră v-ați născut după anul 1980? Anybody here born after 1980? Okay. Um, <laughs> um, cei după anul 1980, în particular au o, vulnerabil o vulnerability, vulnerabilitate mult mai reală decât cei care sunt înainte. Nu că noi suntem imuni, nu suntem imuni deloc, dar voi ați fost bombardați cu aceste idei mai, mai mult decât am fost noi. Noi am scăpat cam ieftin, cei din România și mai ieftin. Comunismul i-a inoculat vis-a-vis -vis de multe amăgiri. Există o mișcare foarte subtilă și puternică care a infiltrat lumea întreagă subtilă pentru că a intrat pe neobservate în gândirea noastră și în sistemul nostru de valori, chiar celor din biserica Domnului Isus Hristos. Această mișcare treptat a respins creștinismul biblic, ca fiind parte din vechea paradigmă, dar tot vrea să rețină o spiritualitate să ajute pe oameni. Deci, promovează un fel de creștinism, un fel de spiritualitate, în care există spiritualitate, există misticism, există emoții, există vedenii, există întâlniri cu ființe, dar nu sunt ființe sfinte, dar par sfinte că și cel rău se transformă într-un înger de lumină. Atunci ai mare mirare? Bisor, nu vorbesc din cărți. Vorbesc din cuvintele Sfintelor Scripturi. Sistemul acesta uh, promovează uh, uh, și uh, este un sistem care promite multe lucruri dorite și bune. Promite sănătate mai bună, relații mai iubitoare, Promite pace interioară, promite o îndrumare pentru succes și o îndrumare pentru prosperitate. Este health and wealth. Că dacă doar ai descoperi secretele universului, secretele credinței, formula reală care lucrează indiferent de persoană, indiferent de crezi, dacă ai cunoaște legile spirituale, le-ai putea folosi și ai putea și tu să învingi sărăcia, boala și durerea. Și nu mai, mai avea lista de cauze, ci doar lista de mulțumiri. Ah, ce frumos, nu? Ce bine sună! Această mișcare se numește metafizică sau sectul New Age. Metafizică sau sectul New Age. După cum vom vedea, această sectă metafizică sau secta New Age a reușit să pătrundă sistemul școlar, a reușit să pătrundă în guvern și, din nefericire, au reușit să pătrundă chiar și în biserică. Știți când a fost prima dată când am fost atenționat de secta New Age? Nu știu dacă a fost anul 1990 sau 1991 de la învonul acestei biserici pe Sanchist. Eu, ca un student, născut înainte de anii 1980, nu-mi plăcea să ascult la muzică gălăgioasă, ca aia știam că este în afara scripturii. Dar a apărut pe vremea aceea o muzică tare liniștită. O muzică la care ascultai și dacă ți închideai ochii, ba, chiar plângeai. Fără cuvinte. O muzică care îți mișca emoțiile. Puh. Și dacă nu erai atent, chiar halucinai. Ne-am halucinat, nu vă faceți probleme. Dar au fost uh, instanțe în care, ascultând doar la muzică, va, emoțiile au luat o raznă și am plâns, m-am adus aminte de bunicu, de bunica, de tot felul de lucruri. Și n-am văzut nimic rău în această muzică liniștită. Până când fratele Pastor Lazar Gog, într-o predică, a spus și a vorbit despre uh, influența demonică. In the New Age movement. Nu știu dacă ține minte din Sudal, eram alarmat. Cum adică? La muzica asta gălăgioasă nu ne lăsați? Acum și pe asta vreți să o luați de la noi? Dar pe oră și pe zi ce trecea, după ce am fost ca cei din Berea, n-am dat crezare, fără examinare. M-am dat seama că cuvântul sfânt al lui Dumnezeu are dreptate. Și deși poartă mișcarea aceasta, numele New Age, aceste, acești sectanți nu sunt deloc noi, ci după cum vom vedea, este o ream, reasamblare a închinării la idoli, a demonismului, și a o închinare la satana. Pentru că suntem chemați să vegem, azi vom urmări cum a infiltrat această mișcare pe neobservate, începând mai agresiv din anii 1975 la 1980. Primul loc unde ne vom uita este, așa cum v-am notat și cum v-am promis, în educația copiilor noștri. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne spune în Proverbe 22 cu 6. Cuvinte pe care cei care practică nu age le cunosc aceste cuvinte și se folosesc de ele. Și anume, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Câteva citate istorice. Abraham Lincoln, al 16-lea președinte ale Statelor Unite, spune, filosofia educației dintr-o generație va fi filosofia guvernului în următoarea generație. Cine sunt cei care sunt în politică astăzi? Cei care au făcut școala cam prin anii 70. 80 90. Uh, Alexander Brooks, în um, cartea lui The Rise of Cosmic Humanism, spune: în concursul ideologic pentru supremația culturală, educația publică este ținta principală. Influențează pe cei mai mulți oameni în modul cel mai omniprezent, la vârsta cea mai impresionantă. Nici o altă instituție socială nu are nimic apropiat de același potențial de îndoctrinare în masă. Dragi tineri, dragi frați de la 42-43 de ani în jos, we've been indoctrinated with the new age, In our minds, in our hearts and in our thinking. Uh, Paul Vitz în 1986 scrie, religia, valorile tradiționale ale familiei și pozițiile politice și economice conservatoare au fost excluse în mod fi fiabil din manualele pentru copii. Asta e 86. 2000 uh, și încoace, nu doar că au fost excluse, ci inversul a fost și este promovat în cartea lui Evidence of Bias in Our Children's Textbook. Uh, și Richard John Nehaus, în 1986, spune, Este o eroare să presupunem că, omitând un subiect cu uh, uh, nu învățăm nimic despre el, din potrivă, Învățăm că trebuie omisă și că, prin urmare, este o chestiune de importanță secundară. Abate. Pur și simplu absența din curiculumul la școală a unor lucruri, a unor valori etico-morale, înseamnă că aceste valori nu sunt necesare. What do you think? Am biserică. Dacă nu promovăm doctrină, învățătură, bazele, esențiale pentru fiecare generație. Are they important? No. We all know them. Or don't we? Food for thought. Infiltrarea neopaganismului în școli. Um, Primul lucru care învață pe copii în școli, din învățăturile neamurilor cu care am intrat în țara lor, în care trăim, e, e posibil că nu suntem în legături de căsătorie cu ei, dar acești păgâni americani, păgâni din vest, au o agendă care este deschisă și învață pe copii că sunt perfecți, sunt buni, și sunt divini. The gods. Vă dau un exemplu în 1985. Douglas Gruthers publică în Moody Monthly în februarie 1985. Într-o școală, într-o sală de clasă din Los Angeles, 25 de elevi din clasă, uh, din clasa întâi, first graders, Stau liniștiți în timp ce profesorul le spune să-și imagineze că sunt ființe perfecte. Ce copil nu are imaginație? Avem unul de șapte ani jumate. Eu îl pun să învețe că toți am păcătuit și suntem glisiți de slava lui Dumnezeu și în școală spune, nu stai un pic, ce, ce spune Biblia nu contează. Tu ești o ființă perfectă. Este o ființă plină de lumină, care conține toată înțelepciunea Universului. După ce răstălmăcesc Scriptura, se folosește și de texte biblice pentru a-și dovedi punctul de vedere. Textul din Matei 9, cu 14, de exemplu. Iisus le-a zis, Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerului este acelora ca ei. Copii nenăscuți din nou, care pun mâna pe alții. Copii nenăscuți din nou, care sunt îndemnați să aibă experiențe spirituale. Copii nenăscuți din nou, care sunt termeni, care, care le se spune că sunt vindecători. Really? Și asta a intrat în mintea noastră? Normal că a intrat. Pentru că deja s-a promovat această idee în sistemul școlar. De aceea este atât de ușor să intre și în biserică. Reflectă învățătura păgână că noi toți suntem Dumnezei Divini. Sunt specialiști acești oameni nuegiști în a răstălmăci scriptura. Au câteva texte favorite. Unul este textul care l-am citat, altul este textul din Luca, capitolul 7, versetul 21. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul tău. Nu cum a folosit-o fratele păstor azi dimineață, nu în sensul acela. Și în sensul că, stai un pic, I, I am God. Concentrare este cerul să vină pe pământ. Dar rugăciunea Domnului Isus Hristos nu spune așa ceva. Știe cineva rugăciunea Domnului Isus Hristos? Rugăciunea care a spus-o Domnului cum să vă rugați? Tatăl nostru care ești, sfințească-se numele. Până aici bine. Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Nu cerul să vină, ci voia lui Dumnezeu să fie făcută aici, jos, pe pământ. Este o nuanță diferită. Nu avem voie doar să luăm un verset în afara contextului și să ne folosim de el și să-l cântăm într-o formă de răscântece. Și să trecem. Și ne iartă nouă păcatele noastre. Oh, forgot that one precum și noi iertăm greșiților noștri. Și imediat, și a să fie puterea, împărăția, yes! But we have to have the whole package. Observați cum subtil este o răstălmăcire a Scripturii. Alte pasaje favorite, Salmul 46 cu 10, pentru meditația transcendentală. Eu numesc creștină. Opriți-vă să știți că eu sunt Dumnezeu. And they stop there uită suverenitatea lui Dumnezeu și multe alte pasaje. Primul lucru care face New age în sistemul școlar, care are tendința să aibă un impact în mintea noastră, este încearcă să ne convingă că suntem divini. Nu creați, divin. Dumnezeu este în noi, noi suntem Dumnezeu. Noi avem puteri, noi putem exprima aceste puteri, noi suntem speciali Bible says că suntem creatura mâinii lui Dumnezeu, special în sensul acela, dar iubiților, suntem păcătoși care avem nevoie de mântuitor. O nenorocitul de mine, cine mă va scăpa? Cine mă va scăpa? Imagini îndrumate este o altă practică uh, străină care are tendința să ne abată de pe calea Domnului și să ne amăgească. Un profesor din Winters, California, care este aproape de Sacramento și, uh, și Redding, un profesor din Winters, California, a pus pe elevi să se întindă pe podia, să închidă ochii și să respire adânc. Be still. And know, spun ei și să numere înapoi de la 10. Apoi, acest profesor, pentru copii, a descris o călătorie în care mergeau printr-o frumoasă câmpie. Apoi mergeau pe un deal și cu aripile proaspete încolțite. Deci umbleau pe un deal și nu mai a ieșit aripi. Anybody fly? Eu nu țin minte multe lucruri din copilărie, dar țin minte că am vrut să zbor. <laughs> Și nu știu dacă am fost expus la aceste concepte de New Age, dar chiar am, am avut un porș de... O, o, la etajul 2 era vreo 10 fit, nu era mare lucru. Și pentru un copil român, ce e 10 fit pentru a zbura? nu? Uh, și am zis, hai să încerc, că cred că pot. Și am făcut așa din mâini și am crezut că doar dacă cred suficient, dacă am suficientă credință, voi zbura. Și am dat cu genunchii de pământ. Uh. Deci, ia copiii aceștia vulnerabili și le spune că deja au încolțit uh, uh, aripi din spate și au zburat spre o peșteră. A intrat în peșteră și a văzut în peșteră trei uși. Au deschis o ușă și camera în care au intrat a fost plină de tot ce le dorea inima lor. Camera aceea, li s-a spus studenților, trebuia să fie folosită ori când erau sub stres. Deci copilului i s-a arătat cum să intre într-o lume spirituală, într-o lume a vrăjelilor, pe banii tăi și a mei de taxe. Și li s-a spus ori de câte ori ești stresat, fie că părinții te stresează, fie că biserica te stresează, fie că ai orice circunstanță în viață, du-te în locul tău și întâlnește-te cu jucăriile tale, întâlnește-te cu persoana aceea, întâlnește-te cu acel Spirit Guide. Că tot avem nevoie de un îndrumător. Scopul este ca prin această vizualizare creativă să introducă pe copil și pe student la călăuze spirituale, numite în engleză spirit guides, care să aibă, care abia așteaptă să se întâlnească cu noi. Bisoc să nu uităm, imaginația noastră, a mea și a dumneavoastră, este o imaginație coruptă. Genesa 6 cu 5 ne spune, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inimă erau îndreptate în fiecare zi numai înspre rău. Da, Dumnezeu ne-a dat imaginația, dar imaginația este, este afectată de păcat. De aceea, Cuvântul Sfânt din 2 Corinteni, din Noul Testament, 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5, spune, Noi răsturnăm izvodirile minții. Noi răsturnăm izvodirile minții. These thoughts, these imaginations. God gave you an imagination. Yes, He did. But this imagination has to be subject to the Word of God. Dar această imaginație trebuie să fie sub control Duhului Sfânt prin Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței Lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Domnul Isus Hristos. Imaginația noastră, dacă nu este legată, verificată, învățată, mustrată, îndreptată prin Scriptură, iubiților, o ia razna. O ia razna. Anybody want to admit that? Or are we beyond that? Are we too spiritual? Suntem, suntem ca femeile acelea hipercarismatice din, din unul corinteni, care au spus că nu mai au nevoie de bărbat, că au ajuns ca îngeri. Is that where we're going? I would hope not. Um, deci asta este al doilea lucru, New Age, care a infiltrat sistemul de educație și din, cât, din, din cercetările care le-am făcut eu până acum, majoritatea studenților, uh, uh, a persoanelor de la 42 de ani în jos, în America cel puțin, au fost educați în sistemul public me and you so we've been exposed to this stuff without knowing it without knowing it there și puține predici s-au ținut la, la acest subiect apoi este ceva numit clarificarea valorilor prin clarificarea valorilor se neagă că scriptura este adevărul absolut fiecare elev este încurajat să vină cu propriile sale valori morale. Și fiți atenți! Pionerii de acest sistem de educație sunt Louis Rath și Sidney Simon, care scriu în 1978. Că scopul lor, în a, prin clarificarea valorilor, sunt următoarele. Să implice elevii în experiențe practice, făcându-i făcându conștienți de propriile sentimente, propriile idei și să-ți formuleze sistemul lor de valori. They need to think for themselves. Folosirea drogurilor, adulterul și amânarea căsătoriei atunci, viața imorală și viața irresponsabilă. Acesta era scopul propus în the clarification of values. Romanii, capitolul 4, versetul 13, este un text folosit de ei. Ce spune? Um, Să nu ne mai judecăm, dar, unii... Noi avem o cântare în limba română. Ți-mi minte, I sung it in the 80s and 90s. Știți care e cântarea? Nu judeca, să nu fi judecat, că judecata este a Domnului Sfânt, nu judeca. Have you, anybody heard it? All right. I'm not saying that that's entirely wrong, but the context is wrong. Romani, capitolul 14, versetul 13, vorbește despre mâncare. Și dacă eu vreau să, să mă duc la restaurant să comand tacos al pastor, care are carne de porc, și colegul meu care nu mănâncă carne de porc vrea să comande carne asada, care e bif, el n-are voie să mă judece pe mine și eu pe el. Lucru de neesență. Um, I like to wear a tie. We used to get disciplined for wearing ties, didn't we? Others now don't want to wear a tie. Non-essentials non-essentials. Dar când este vorba despre lucruri esențiale, când este vorba despre învățătura Scripturilor, primul lucru care Duhul Sfânt îl atenționează pe Timotei, în 1 Timotei, ce este? Spune oamenilor care au învățături străine să nu mai învețe astfel de lucruri. Pune rânduială, fără rânduială! We cannot afford to let this come in. We cannot afford it. De ce? Pentru că studentul vine la mama și la tată și spune o Te respect și te iubesc. Și știu că ce îmi spui tu, crezi din toată inima. Că nu-i bine să biau, nu-i bine să fumez marijuana, nu-i bine să iau droguri. Dar, tată, nici nu-ți dai seama cât de bine mă simt când iau drogurile. Am întâlniri cu niște ființe extraordinare. Îmi vorbesc. Intru în, în, legătură cu Universul, cu Dumnezeu care a creat totul. Și în aceste lucruri îmi dau seama că sunt Dumnezeu. Tată, valorile tale sunt pentru tine. Dar nu mă judeca pe mine. Și poate aude cântarea, nu judeca, să nu fii judecat. Ce spui? Ce spui? For the new age has come in. Meditație. Elevul este invitat să-și golească mintea prin repetarea cuvintelor sau frazelor până nu mai judecă. În anii trecuți, spuneam auz, <laughs> este The 7-Eleven Song, șapte cuvinte repetate de 11 ori. Well, it's not that simple, there's a reason behind this cei care au studiat meditația și cei care au înțelepciunea diabolică știu că repetarea cuvintelor are efectul de a-ți mintea și a nu mai judeca și te expune la o lume spirituală. O lume în care ești gata să nu judeci și să-ți intre lucruri în minte și în inimă. Domnul Iisus Hristos, când a fost întrebat de ucenici, învață-ne cum să ne rugăm, înainte de a învăța cum să se roage, i-a învățat cum să nu se roage. Și când i-a spus cum să nu se roage, a spus să nu borborosiți aceleași cuvinte ca the New Agers. No, don't do it. Stay away from it. There. Să nu uităm cuvintele Mântuitorului din care am citat din Matei 6, 8 la 10. Apoi este influența globalistă, care pune unitatea tuturor lucrurilor de importanță primară, incluzând credința religioasă. Să nu mai avem nicio barieră. Toți suntem uniți, toate lucrurile merg împreună și ultimul cu care vom conclude este, este yoga, chiar practicat în școală. Da? Chiar cei care încurajează yoga pentru o formă de exercițiu spun clar căci practicarea de yoga care este comun astăzi în sistemul școlar pentru a introduce New Age-ul, spune, citez, pericole asociate cu yoga includ expunerea la energia kundalini, care este șarpele diavolul, pe care yoga o trezește. Acest lucru poate implica nebunie. Cei care n-au avut diagnostic siatru înainte, au diagnostic siatru pentru că s-au expus la lumea întunericului prin yoga, imaginație, meditație, Practicarea acestor lucruri deja în școli. Deci poate implica nebunie, arsuri fizice. Arsuri fizice. Nu doar că poate umbla pe foc fără să nu-i atingă, ci fără să fie foc poate să-i atingă. Până acolo că vor coborâ foc din cer. Abateri sexuale și așa mai departe. Iubiților, Is this close to home? Aceste, aceste influențe, doar am acoperit în, 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 în scurte cuvinte, doar am acoperit sistemul școlar. Nu mai vorbesc despre sistemul politic în care a intrat New Age-ul și sistemul din biserică în care a intrat New Age-ul. Care este, care este singura soluție pentru noi? În cuvântul lui Dumnezeu aflăm singura soluție și cu aceasta aș vrea să conclud mesajul din această zi. Observați că cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6 din textul nostru, Iosua, capitolul 23, versetul 6, spune în felul următor. Puneți-vă toată puterea ca să păziți și să împliniți tot ce este scris în cartea legii lui Moise fără să vă abateți nici la dreapta și nici la stânga. Dacă trebuie să examinăm, să nu dăm crezare oricărui duh, cu ce îl testăm? Cu experiențele noastre? Am văzut că experiențele noastre, they're not reliable. Nu. No. Testăm cu acest cuvânt fără eroare a lui Dumnezeu. Deci mă rog pentru familiile tinere, mă rog pentru tineri, Nu că vă nu că vrem să vă nu. we tell you these things because the love of christ compels us because when we see these things and we know these things and we see that they're beginning to infiltrate in our minds in our families and in our hearts we have the responsibility in front of God to sound the alarm. And when we sound the alarm, there are two possibilities that the fragrance will be a perfume that is pleasing to God, of course, and will produce fruit, will help you wake up, is what I mean. and turn back. Pentru că dacă ne-am abătut de pe calea Domnului, fără să ne dăm seama, sinceri abătuți, I get it. No one is saying you're corrupt, no one is saying these things have come into our mind because we wanted evil. No, vrem pe Dumnezeu, vrem mai mult de Dumnezeu, dar uităm că mai mult de Dumnezeu este află în Scriptură și în limitele Scripturii. Și ascultăm de oameni care ne vor să ne scoată afară din Scriptură, înspre experiențe extraterestre, să ne crească aripi, să zburăm, să reparăm Universul. I mean, who wouldn't want to do that? <laughs> Gândiți-vă, nu, nu vă uitați să film două ore. Și mergeți într-o cameră de meditație sau de rugăciune sau ce o numiți acolo, nu știu. Și acolo Intri în contact cu your spirit guide care îți spune totul, îți povestește și te plimbi și în dreapta și în stânga. Mergi acolo, mergi pe planeta aceasta, pe planeta cealaltă acolo și vai ce experiențe ai! And you think you're being spiritual. Și vei spune într-o zi, Doamne, dar n-am prorocit noi <gript> în numele Tău? N-am scos noi dragi în numele Tău? Și ce vă spune? Bravo, rob, bun și drept? Nu. Plecați de la mine. Că niciodată nu v-am cunoscut. Pentru că n-ați știut, n-ați știut să examinați și ați dat crezare, ați fost, a, ați fost gullible, ați dat crezare la orice duh care a venit în numele meu, fără să luați aminte la cuvântul meu. Ca și Biserica Penticostală, iubiților, I think it's time to get back to Scripture, interpret it in its context, and not twisted to fit the needs of others. That's why you need responsible exegesis from the pulpit. That's why you need men of God that are called to preach and teach, and that's why we need to be about the master's business, huh? Doamne, dă-ne harul ca toate zile vieții noastre să te iubim pe tine, să iubim poporul tău și să proclamăm adevărul în dragoste. Pentru că nimeni de aici, din leadershipul Bisericii Emanuel, nu proclamă adevărul din un duh de ceartă sau de slavă de șartă. Și cu o mare preocupare Love, hmm? And these are signs and symptoms. I mean, we've got, a we've got physicians in church. You know, what do they do? What do they do to teach you disease? You, you learn the biochemistry of it, you learn the physiology of it. Înveți fiziologia, biochemia, bolii. Și apoi îți spune care sunt simptomele acestor boli. Care, what are the signs and symptoms? And you have to recognize them. Și dacă pastorul care este antrenat și care este luminat de Dumnezeu și vede signs and symptoms, spune, we've got a problem in our system. Maybe someone should take the physician's advice <laughs> and apply the cure, which is the Word of God, by the Spirit of God, for God's glory and our salvation. Amen.